Ce înseamnă pentru tine 1 iunie? Pentru mine înseamnă o bucurie pentru că sărbătoresc ultima zi de naștere. Adică ultima zi de naștere a mea, adică toți copiii au ultima zi de naștere, 1 iunie. Cum vrei să-ți petreci ziua de 1 iunie? Păi eu m-am gândit să-mi petrec ziua de 1 iunie cu familia, să ieșim în parc, să bem un suc, să mergem în parculeț la distracție. Ai vreun mesaj pentru copii? Da, mesajul meu pentru copii este să fie bucuroși toată această sărbătoare și să se bucure de tot ce au. Ce înseamnă pentru tine 1 iunie? Pentru mine înseamnă ziua copilului și multă, multă bucurie pentru noi, copii. Ce-ți dorești de 1 iunie? Îmi dai ceva ce nu am, cam aproape tot. Nu-ți dorești o mașinuță sau așa? Ba da! Ce jucărie n-ai sau ce lucru n-ai acasă? Nu știu, o baicuță. Care merge pe apă. Multă bucurie de ziua copilului. Și la mulți ani. Ce dorești de 1 iunie? Păi nu prea știu, deci îmi doresc să fie bucurie în lume. Tu? Nimic, vreau doar să stau cu familia acasă. Ce înseamnă pentru tine 1 iunie? O bucurie foarte mare în care sărbătorim copiii, copilăria, de fapt. Pentru tine? Pentru mine atunci s-au căsătorit părinții mei și da, e mai important pentru ei decât pentru noi. Ce mesaj le spuneți copiilor de 1 iunie? Să se bucure și să stea mereu cu familia. Și tu? Eu la fel. Și să aibă grijă să nu se îmbolnăvească. La mulți ani! Ce înseamnă 1 iunie pentru tine? Înseamnă o mare fericire că este ziua copiilor și să-mi petrec ziua cum vreau eu. Tu ce-ți dorești de 1 iunie? Îmi doresc să fiu fericită și să fie tot fericit, că o să fie o sărbătoare frumoasă. La mulți ani tuturor copiilor de ziua de 1 iunie. Vă doresc multă sănătate, să fiți fericiți, vă iubesc. Ce înseamnă pentru tine 1 iunie? 1 iunie pentru mine înseamnă că este ziua tuturor copiilor. Și ce cadouri dorești tu de la copii, de la părinți? Eu îmi doresc o casă de păpuși. Barbie sau Monster High? Barbie. Ce mesaj le transmiți copiilor de 1 iunie? Să fie sănătoși și să asculte de părinți. Dorești de 1 iunie? Doresc ca să fiu fericit, să stau mult în parc, ca să mă joc cu prietenii mei, pentru că mă joc așa și să așa, parcă fericit și nu stau singur în casă, cum stau de obicei. Cam singur, adică am două surori, dar sunt cu mama în Anglia și până atunci, de fapt, mai vine una, știi? Și de-abia aștept să mă duc în Anglia ca să stau cu ele, să mă joc. Ce-ți dorești de 1 iunie? Ce cadou îți dorești de 1 iunie? Asta e mai dificil, pentru că am de toate. Nu doresc mai nimic, pentru că am de toate ce ne-ar trebui. Dacă ar fi să dai o jucărie de-a ta unor copii săraci, care ar fi? Ar fi niște mașini, pentru că am foarte multe. Știi cum să faci asta? Te-ai gândit să faci asta? Da, dacă aș putea, dar nu știu mai exact cum, dar aș da. Ce dorești tu de 1 iunie? Jucării, trotinete? Mi-aș dori o chestie care se învârte. Spinner? Da, un spinner mi-aș dori. De ce? Ce-ți place la el? Îmi place că poți să-l învârți, poți să-l pui pe cap, poți să-l pui oriunde. Dar îți dorești o kendama? Am deja una.
Ce înseamnă pentru tine 1 iunie? Înseamnă fericire, bucurie. Care e mesajul tău pentru, pentru copii de 1 iunie? Să fie fericiți, bucuroși. Am atât, să fie fericiți și bucuroși. Cum mai vrea să-ți petreci ziua de 1 iunie? Aș vrea să fac lecții, să merg cu familia la restaurant sau să bem un suc, să ne distrăm în parc, să mergem la joacă, să mergem în concediu în Grecia. Eu le doresc copiilor să fie fericiți, să-i asculte pe părinți și să își iubească părinții. Vă pup! La mulți ani! Aștept data de 1 iunie? Da. Ce-ți dorești? Să stau acasă și să merg în oraș cu familia mea și să mergem să ne plimbăm. Îți dorești un cadou, o jucărie? Deocamdată nu. Care este mesajul pentru copii? Vă doresc o zi fericită. Atât. Ce-ți dorești de 1 iunie? De 1 iunie ce-mi doresc? Să stau acasă, să stau pe telefon și să merg cu un oraș, cu prietenii. Pe unde ar fi? Prin Unire, să ne mai plimbăm, ceva de genul. Ce îți dorești, să primești ceva? Nu, dar atât. Ce înseamnă 1 iunie pentru tine? Înseamnă bucurie pentru toți copiii. Și care e mesajul tău? Doresc o zi frumoasă, o zi frumoasă, plin de bucurie și succes în viață. Ce înseamnă pentru tine? Pentru mine înseamnă 1 iunie, ziua bucuriei, ziua, prima zi a verii și un început al vacanței mare. Mă rog, nu s-a terminat chiar pentru 1 iunie vacanța mare, dar mă rog, începem. Ce îți dorești 1 iunie? Îmi doresc foarte mult un spinner, da, și multă, multă bucurie. Ce le transmis copiilor? Eu le transmit copiilor multă, multă, multă triplă sănătate, dublă bucurie și împătrită fericire. Ce îți dorești de 1 iunie? Eu îmi doresc de 1 iunie dulciuri, jucării, a doua chendamă și bucurie. De ce ador chendama? Îmi place pentru că știu să fac tricuri pe ea și îmi place. Cu cine ai vrea să-ți petreci ziua de 1 iunie? Cu prietenii mei, cu familia, cu prieteni și familia. Unde? Unde? Acasă, prin afară, restaurante. Ce le urez copiilor de 1 iunie? Eu le urez bucurie, sănătate și multă, 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 multă fericire. Pentru tine ce înseamnă ziua copilului? Pentru mine ziua copilului înseamnă 1 iunie. Ce cadou îți dorești de 1 iunie? Eu îmi doresc să merg la gimnastică. De ce? Pentru că aproape fac sfoara, vreau să învăț podul cum învață sora mea și vreau să cred că o să fie bine să fac o activitate extrașcolară. Unde ai dori să faci ora de gimnastică? La Palatul Copiilor. De ce? Pentru că acolo e gratuit. E Palatul Copiilor. Ai un mesaj pe care îl transmiți copiilor de 1 iunie? Da, să primească ce își doresc și la mulți ani. Ce înseamnă pentru tine 1 iunie? Pentru mine 1 iunie înseamnă ziua copilului și multă bucurie. Ce îți dorești de 1 iunie? Eu de 1 iunie mi-aș dori un spinner, o chendamă și o carte de la editura Arthur. Ce carte? Păi mi-aș dori cartea Dosarul clopoțelilor de Crăciun de Ana Rotea. De unde știi de ea? Știu de ea de la școală.
că mi-a recomandat o colegă și mie, îmi este și mie foarte interesantă, mai ales că am primul volum din această serie. Ce mesaj le-ai transmis copiilor? Eu le-aș transmite copiilor să fie foarte în iunie, să primească tot ce își doresc, multă, multă bucurie și fericire și să își împlinească toate visele. Ce înseamnă pentru tine 1 iunie? Pentru mine 1 iunie înseamnă o zi a copiilor în care noi toți copiii ne distrăm. Unde mergi de 1 iunie? Păi, cred că de 1 iunie o să stau acasă. Cu cine? Cu părinții. Niciun prieten? Ba da, și cu prietenii. Ce-ți dorești de 1 iunie? De 1 iunie îmi doresc ca toți copiii să fie fericiți, indiferent în ce condiții se află. Ce mesaj le transmiți copiilor? Le transmit la toți copiii ca toți să fie fericiți, sănătoși și să se bucure de această zi importantă. Ce-ți place de 1 iunie? Îmi place că toți copiii se bucură. Ce-ți dorești tu de 1 iunie? Eu îmi doresc multe jucării. De ce dorești jucării? Pentru că îmi plac jucăriile. Îți dorești un spinner? Deja am unul. Cum îți vei petrece tu 1 iunie? Eu vei petrece 1 iunie cu familia mea. Cu prieteni, nu nimic? Ba da. Care este mesajul tău de 1 iunie? Mesajul meu este multe fericiri și bucurii. La mulți ani, mulțumesc! Eram fost la început, dar 3 ani au trecut. În presă am pornit și multe am întâlnit pe drum. Cum n-am dorit gânduri bune, cât am strâns și tot ce-am învățat. Copiilor să dăm iubirea ce-o purtăm valoarea în ziar, s-o promovăm. Bazi e o poveste cu știri și jucării pentru copii. E o lume a inocenței cu jurnaliști copii, numai copii. Să o păstrăm.